Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat o campanie națională care a urmărit în ce măsură angajatorii asigură securitatea și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea în șantierele temporare sau mobile. În perioada iunie-octombrie 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat campania națională privind obligația angajatorilor de a implementa pe baza principiilor generale de prevenire măsurile necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a lucrătorilor care își desfășoară activitatea în șantierele temporare sau mobile. Obiectivele campaniei: organizarea activităților de securitate și sănătate în muncă pe șantiere temporare sau mobile, lucru la înălțime și acordarea echipamentului individual de protecție, utilizarea instalațiilor de ridicat și protecția împotriva electrocutării pe șantiere temporare sau mobile și instruirea lucrătorilor. În acest sens, inspectorii de muncă au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, din care 3 amenzi în valoare de 11.000 de lei. În perioada campaniei, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă au efectuat acțiuni de control la un număr de 24 de angajatori, cu număr de 251 de lucrători la momentul controlului, în urma cărora au fost dispuse 53 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate și au fost aplicate 53 de sancțiuni contravenționale, dintre care 50 de avertismente și 3 amenzi în valoare totală de 11.000 de lei. Cele mai frecvente deficiențe constatate au fost neîntreținerea căilor de circulație pe șantier și utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă. De asemenea, printre deficiențe se numără și neutilizarea scărilor din dotare, neîntocmirea documentelor referitoare la verificarea schelelor de fațadă înainte de utilizare și neutilizarea echipamentului individual de protecție din dotare.